În protopopiatul Onești, activitățile pro-viață sunt tema centrală a lunii martie. Evenimentele au debutat ieri cu tradiționala procesiune intitulată Sfintele Icoane, Bucuria Bisericii și, de asemenea, cu Marșul pentru Viață, ambele desfășurate în orașul stațiune Târgu Ocna. Preoți și credincioși din oraș și împrejurime au participat în Biserica Buna Vestire din Răducanu la prima parte a acatistului Bunei Vestiri. Cu acest prilej, Părintele Protopop a vorbit despre importanța Sfintelor Icoane și locul lor în viața fiecărui creștin ortodox. Să știți că aveți icoane deosebite și toate pe care le aveți în casele dumneavoastră sunt făcătoare de minuni. Pentru că atunci când plecați de acasă, cum fac și eu, cred că și dumneavoastră, fiecare odată ce ați venit cu icoanele, ne închinăm și spunem, Doamne, ajută-mă, Maica Domnului, ajută-mă să mă întorc acasă, Mântuitorul meu, Doamne, Iisuse Hristoase, ai milă de mine, Sfinte Efrem, cel nou, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine să ne întoarcem sănătoși acasă. Atât de multe rugăciuni și frumoase pe care le învățăm și le rostim în jurul icoanelor. Dumnezeu să vă binecuvinteze sufletul dumneavoastră frumos ca o icoană. În continuare, credincioșii au mers în procesiune până la Biserica Sfinților Arhangheli, unde au fost citite rugăciuni de sfințire a icoanelor purtate de credincioși, au fost intonate imne și cântări din perioada Apostolului Mare și au fost împărțite flori femeilor cu ocazia zilei de 8 martie, iar participanții au primit tradiționalii mucenici. Procesiunea s-a încheiat la Biserica Adormirea Maicii Domnului Precista, unde a fost citită partea a doua a acatistului Bunei Vestiri. Aici, din partea departamentului Provita al protopopiatului Onești, Părintele Petru Pavel a vorbit despre importanța Marșului pentru Viață. Fiecare dintre dumneavoastră, astăzi, ați devenit mărturisitori și apostoli ai iubirii. Și chiar dacă atunci când vorbim despre iubire, primul lucru care ne vine în gând este că iubirea îmbracă forma unui sentiment, ceva ce simțim înăuntrul nostru. Să știți că iubirea este mai mult decât atât. Iubirea care este în suflet, pentru a deveni vizibilă și arătată celor din jur, are nevoie de substanță pentru a îmbrăca și pentru a se exterioriza. Și noi astăzi am mărturisit că această iubire care se exteriorizează, care prinde formă, este de fapt rupul ce se naște în pântecele mari. În toate eparhiile din țară, sărbătorile dedicate lunii pentru viață se vor încheia în data de 25 martie, când este prăznuită Buna Vestire.